Salutare tuturor! Suntem la o nouă ediție a emisiunii Spunem despre Călăraș și astăzi revenim puțin la sport, iar pentru asta am chemat alături de mine pe Doina Cășaru, reprezentanta Călărașul Alergă. Mulțumesc pentru prezența ta în studio astăzi. Mulțumesc și eu pentru invitație, Alex. Ce faci? Ce să fac? Vreau să te felicit înainte de a începe pentru că și tu ești un promotor al sportului și pentru că ne-am întâlnit la Borcea. Felicitări pentru alergare. Mulțumesc eu. Cum v-ați refăcut după acest curs? Foarte repede. Noi suntem obișnuiți. Au fost 2,5 km. Noi de obicei alergăm minim 5. Pentru mine n-au fost doar 2,5, nu noi știu că alergăm i-am mai simțit mult. Mai mult. Pași de organizare a fost mult mai mult. Da. I-am simțit mai mult. Da. Vreau să începem acest interviu prin a te întreba cine este Doina Cășaru. Înainte de a începe, aș vrea să spun că ieri, când mai ai lansat invitația, am intrat să mă uit un pic pe emisiunile tale, să văd ce spun, ce au spus invitații și i-am spus soțului meu, eu mâine merg la Spunem despre Călăraș. Și el, știi ce mi-a spus? Nu-ți face griji, tu iubești Călărașul și totul va veni de la sine, știi? Sunt călărășancă, născută în Călăraș și oriunde mă duc, porc cu mine dragostea asta pentru Călăraș. Sunt mama doi copii, soție. Și alergător amator. Și în jurul meu am o echipă fantastică, echipa Călăraș Alergă. Ai spus că ești și mamă, ești și soție, alergi și în cadrul Călărașul Alergă. De unde atâta energie? Cred că energia mea vine de la cei din jurul meu, cei cu care eu am făcut echipa asta grozavă. Și de la fiecare dintre ei iau câte puțin și iese o explozie de energie. Cum vă simțiți așa ca echipă? Foarte bine, foarte bine. Și echipa asta încearcă să atragă cât mai mulți oameni, să promoveze sportul pentru toți, chiar și sportul de performanță, pentru că în jurul nostru și în interiorul nostru avem și oameni care alergă foarte bine, avem și începători, avem și persoane care merg, avem și persoane care vin cu bicicletă, adică practic este un mod de a promova sportul pentru toți. Dar familia ți-a atras-o și pe ea către sport? Bineînțeles, bineînțeles. Eu am fost și încerc în fiecare zi să fiu un model în primul rând pentru copiii mei. Fiica mea, Veronica, practică handbal de performanță la CSS Călăraș. Chiar va avea mâine un meci și invit toți călărășenii să participe la acest meci acasă, la sala polivalentă. Iar băiețelul meu practică fotbal la Portul Călăraș și sunt pasionați de lucrul tot pe ăsta. Alergare acolo. Tot pe alergare, da. Bineînțeles că ei mă întrec, ambii. Și acum la Borcea, când am fost doar cu Robert, băiețelul meu, mi-a zis, mami, eu mă duc să alerg foarte tare și bineînțeles că s-a dus în față. Da. Noi ne-am și întâlnit la un dat pe traseu, noi mergeam așa mai. Da, e ușor, așa. Da. Da. Te întrebam de familie pentru că aveți foarte multe activități și mă gândeam cum îți împarți timpul ăsta și familie și activități la Călărașul Alergă. Și cum faci cu pasiune ceea ce faci cu bucurie și când te bucuri de lucrurile simple, practic îți găsești timp pentru orice. Dar sportul, că am citit o postare foarte frumoasă de ale tale despre sport, care este cea mai importantă lecție care te-a învățat, pe care ai învățat-o din sport? Am învățat foarte multe lecții din sport. Am practicat sportul de mică, am făcut atletism. Proba mea era probă de 3000 de metri. Ce să zic, sportul m-a învățat m-a făcut puternică. M-a învățat să mă deschid către lume. M-a învățat să fiu tolerant față de oameni, să sar în ajutorul semenilor, să mă implic în comunitatea în care trăiesc. Foarte multe lucruri. M-a învățat să fiu voluntar, să mă bucur de voluntariat, să mă implic în comunitatea asta frumoasă a Călărașului. Te schimbă sportul? Foarte mult, foarte mult. În bine, bineînțeles. Da. În ce sensuri? Păi, în primul rând, vezi lumea cu alți ochi. Dacă identifici o problemă, nu vezi partea negativă a lucrurilor și spui, vai, ia uite ce problemă, vai. Adică, în fiecare problemă, practic, vezi o provocare și spui, domnule, ce am putea să facem noi pentru... Adică, nu trebuie să așteptăm întotdeauna de la autorități să arătăm cu degetul X nu face, Y nu face. Hai să facem noi. Chiar și putem avea o inițiativă civică, să ne implicăm acolo unde considerăm noi că sunt probleme, să intervenim, de ce nu, într-un mod simplu, chiar noi. Dar pe cineva care nu alergă de obicei, de ce l-ai îndemnat să se apuce de alergat? Sau de sport, hai să spunem în general. L-aș îndemna pentru starea de bine pe care ți-o dă sportul. Chiar urmăresc, și nu știu dacă știi, pe Radu Restivan de la 3D1 Sport,
El are o vorbă endorfine pentru bine. Deci te simți un alt om după ce faci mișcare. Privești lucrurile dintr-o perspectivă nouă, pozitivă. Ți-am zis, privești partea bună a lucrurilor, știi, întotdeauna. Bine, mai sunt și situații, că na, acum nu e totul roz, mai și situații din care, la fel, tot prin sport și prin modul deschis de a privi lucrurile, înveți ce ai de făcut, știi? Adică iei din fiecare experiență negativă un învățământ, o pildă și spui, domne, uite, asta nu o să mai fac, hai să ne îmbunătățim modul de a privi lucrurile. Eu vă urmăresc postările de pe Facebook și ne mai și întâlnim la câteva evenimente și văd așa că de la fiecare dată când ne vedem, crește echipa voastră. Da. Cum aduceți oamenii alături de voi? Să știi că eu încurajez pe toți, chiar începători. Uite, ieri, de exemplu, noi avem un proiect, aduc și eu o zâmbet, despre care o să vorbim un pic, în care în fiecare zi ne-am propus să alergăm 3,8 km, echivalentul a 380 de lei cât este nevoie pentru fiecare copil care trebuie să plece în excursie, un copil cu nevoi speciale. Și ieri am ieșit imediat după ce am venit de la serviciu, pentru că mi-am asumat acest proiect și îmi doresc foarte mult să strângem banii ăștia. Imediat mi-am luat Adidas și m-am schimbat și zic, hai să merg repede în parc să alerg 3,8. M-am întâlnit cu o prietenă de-a mea, Sophie, care are 8 ani. Și am zis, Sophie, mergi cu mine să alergi? Da, uite, uite ce bine e să alergăm împreună. Și chiar s-a bucurat și a făcut și ea cu mine 3,8 km. Adică, cum să spun eu, chiar și oamenii care nu fac sport, oamenii care ne privesc, își doresc să facă mișcare și să transformăm mișcarea asta, să devină contagioasă, știi? Voi aveți o energie aparte acolo în grupul ăla. Avem mulți oameni fantastici, oameni energici, oameni de la fiecare om din comunitatea asta a învățat câte ceva, știi? Uh-huh. Avem oameni care, de exemplu, dacă spun, uite, mâine vrem să facem un eveniment, uite, nu știu, tu ai venit parcă la Halloween. Da. Cred că e la Halloween. Oameni care organizează foarte bine lucruri, oameni creativi, oameni, dacă le spunem, hai să facem, uite, facem, atunci am avut cu fantomițe, cu așa. Ai văzut cât de frumos a ieșit. Da. Deci, practic, fiecare își aduce... Era ca o familie, practic, fiecare își aduce aportul și n-are cum să nu iasă ceva frumos. Dar călărașul alergă. De unde a pornit ideea? Mă gândeam că mă întrebi asta. Noi alergam... Când aveam timp, fiecare cum poate, îți dai seama, cu familie, cu job, știi? Și de la doamna Elena Prenda de la Fetești o aleargă, ne-a văzut, ne-a urmărit pe Facebook și mi-a zis, m-a abordat și mi-a zis, de ce nu faceți voi la Călăraș? Călărașul aleargă, cum avem noi Fetești o aleargă, să București o aleargă, știi? Și atunci am zis, hai să creăm și un cadru organizațional. Să putem, ai văzut, când organizezi evenimente sau te prezinți undeva, trebuie totuși să ai o asociație. Și așa la naștere Asociația Sportivă Călărașul Aleargă. Deci este o asociație. Este o asociație sportivă, da. Da. Și cum, dacă eu vreau să vă ajut, spre exemplu, că bănuiesc că aveți și nevoie și de fonduri ceva, pot oamenii să doneze sau cum se întâmplă? De obicei la evenimente mai avem sponsori care sunt alături de noi și avem un cont în care, bine, putem avea, de exemplu, acum ca și în formulă de susținere, declarația 230, pe care o avem și noi în format electronic și o pot completa oamenii care doresc să ne susțină și bănuții aceia se duc în contul asociației și noi ne putem desfășura activitățile și, bine, noi în general nu... Să spun eu, nu am pus mare preț pe finanțări și pe... Adică am făcut pur și simplu din pasiune, nu? Dar pe viitor, dacă ne dorim mai mult, clar că o să ne trebuiască și niște fonduri. Dar la început cam câți erați? Nu știu să spun așa câți eram. Cei care ați pus bazele, mă gândesc. 10-15 persoane eram și ușor-ușor am adunat în jurul nostru oameni care și-au dorit să ni se alăture, să facă mișcare. Și nu numai mișcare, ți-am zis, și-au dorit să se implice, că noi facem mult mai multe activități, ne implicăm și în viața socială a Călărașului, adică avem și activități de altă natură, nu numai alergare. Avem ecologizări, avem plantări, avem cazuri sociale, cum avem acum, pentru care alergăm și așa mai departe. Dar cei care vor să vi se alăture, cum pot face? Unde vă găsesc? Ne găsesc în fiecare weekend, sâmbătă și duminica, în Parcul Dumbrava. La ora 8 ne dăm întâlnire și
Ne punem în mișcare. În fiecare weekend. În fiecare sunteți weekend, foarte perseverenți. Suntem, da. Ce vă mână așa, ce vă ține vii? Și ce se întâmplă? S-a creat un obicei. Și dacă aș vrea, de exemplu, câteodată zic, gata, astăzi stau acasă și mă odihne, deci nu pot. La ora 7, ceasul biologic, m-a trezit și n-am cum să rezist. Stai seama, mi-au adida și mă duc să dau o tură de alergare. Nu te saturi de... Nu, în niciun caz. E un microb. Nici nu știu, că tu alergi, nu? Alergi și faci asta așa. Cât de cât. Ai văzut când îți pui adida și în picioare, ce senzație de libertate ai, știi? Și, nu știu, e ceva bun pentru tine, pentru psihic, tot pentru fizic, pentru starea ta de bine, în general. Dar de când a pornit călărașul alergă? Oficial, în august împlinim 2 ani. Dar noi alergăm de mult timp. Și în ăștia 2 ani care au fost cele mai frumoase momente? Avem multe momente frumoase. Deci dacă chiar într-o zi mă uitam pe pagina noastră de Facebook și încercam să fac o selecție tot așa pentru un proiect a pozelor, pur și simplu nu puteam. Fiecare poză pe care o vedeam îmi trezea o amintire, o emoție, știi? Avem multe momente frumoase împreună. Chiar și acum punem bazele a 2-3 proiecte anul ăsta foarte mari. Unul dintre ele este cel de care ți-am spus și mai devreme, aduc și eu un zâmbet. Alergăm și strângem fonduri pentru 45 de copii de la școala specială numărul 1 Călăraș. O să-l dezbatem puțin. Da. Mai amplu. Și vom avea ultramaraton tot pentru copii cu autism la Galați. Acolo este o doamnă, Nicoleta Lupoaie, care are o energie fantastică. Deci și are și un copil cu autism și în jurul ei a creat o asociație și încearcă să schimbe modul de a privi lucrurile, încearcă să atragă fonduri pentru copii. Nu știu, deci este de admirat această femeie și noi nu aveam cum, pentru că noi ne cunoaștem de la evenimentele la care ne ducem, nu aveam cum să nu fim alături de ea cu echipa noastră Călărașul Alerg. Acolo vom participa cu 15 alergători. Dar cele mai grele momente au fost? Momente grele? Au fost, da. Pentru mine, cel puțin. La anul trecut am participat la autism 24 de ore, un eveniment tot așa, un ultramaraton, la care mi-am propus să alerg 100 de kilometri. Wow. Eu alerg de obicei 5, 6, 10, adică nu mai mult. A fost o provocare pe care am acceptat-o mulți dintre... Am avut două echipe Călărașul Alerg acolo și vreau să spun că fiecare dintre ei și-a depășit limitele cu mult de kilometri pe care i-a alergat, iar eu am reușit să fac 71 de kilometri, n-am reușit să fac 100, dar vreau să mă revanșez acum la Galați. Și a fost greu pentru că nu am mai făcut asta până atunci și a fost un efort supraomenesc. Tot a fost ceva, da, 71. Dar a meritat, a meritat. Și evenimentul ăsta îmi va rămâne în suflet toată viața. Dar momente în care ați vrut să puneți stop? Nu a existat. Nu există. Eu mi-am propus să alerg până la 80 de ani, cel puțin, ca acum. Și după 80 de ani, mai ușor. Dar da. Care e recordul tău ăsta, 71 de kilometri? Ca și distanță. Da, 71 de kilometri, da. Aveți în echipă și mai... Avem persoane care alergă foarte repede, persoane care sunt... Tu știi, da. Sunt persoane bune pe trail, sunt persoane bune pe asfalt, pe ultra, pe... De exemplu, avem o colegă care alergă fantastic de bine, pe viteză. Avem persoane care alergă, care sunt pe distanță. Avem persoane, de exemplu, eu nu știu dacă aș putea să fac 40 de kilometri pe munte. Nu cred că aș putea. Dar sunt persoane de la noi care fac lucrul ăsta. Da. Avem în echipă, cum să spun, pe fiecare categorie așa de... Câte unul bun. Da. Avem mai mulți buni, nu numai unul. Dar sunt și persoane, de asta vreau să spun, este un grup deschis. Aici nu numai persoanele care au făcut atletism sau care alergă cu 3 pe mie sau pot veni. Eu, de exemplu, am zile în care merg. Pur și simplu. Am venit, fac mișcare, merg. Sunt persoane care vin cu bicicleta, persoane care fac scări, urcă pe trepte la zoo acolo. Adică oricine este binevenit și se găsește loc pentru fiecare în grupul nostru. Uite că urmează să mergi acum la Galați. Dacă un gălățean te-ar întreba, spune-mi 3 lucruri despre Călăraș, ce îi spune? Spune-mi despre Călăraș. Păi este un loc frumos, un loc pe care, ți-am zis, eu îl duc în suflet de fiecare dată când plec din Călăraș și îl prezint întotdeauna frumos, într-o lumină frumoasă. Avem locuri frumoase de alergat. Uite, pista de biciclete unde eu alerg cu mare drag.
Avem Borcea, unde putem face, unde putem merge, uite, vara la plajă. Avem pădure, avem locuri multe frumoase în Călăraș. Avem un cadru perfect pentru alergat, pentru sport. Pentru făcut mișcare, chiar perfect, da. Unde alergați cel mai des? Păi uite, vara, de exemplu, când încercăm să, acum se mărește perioada în care este lumină mai mult, încercăm să facem mai mulți kilometri și plecăm de obicei 6:30, 7 și ne mai ducem spre pod, spre plajă. Da, bine, da. Ne întoarcem la ora 8, suntem în parc, adică pentru cei care vor să vină fără probleme. Într-un bravo, pe pistă, în timpul săptămânii mai alergăm pe pista de biciclete, adică cam prin tot orașul ne învârtim. Da, eu am văzut acolo la voi în grup că sunteți oameni din domenii total diferite, profesional să vorbind. Știi, da. Ce vă mai leagă în afară de sport? Că trebuie să mai fie ceva. Nu știu, dorința asta de implicare, de schimbare a lucrurilor, dorința de a face ceva diferit în Călăraș, de a fi un pic diferit, practic de a te implica mai mult în comunitatea călărășeană. Se pot face multe lucruri frumoase în Călăraș. Chiar noi ne dorim asta și încercăm câte puțin fiecare în timpul liber să facem și lucruri din acestea. Vin și oameni din alte localități? Aveți și membri? Mai rar, nu. Mai la rar. Evenimente de obicei mai vin și ți-am zis, noi am încercat și la evenimente la care ne-am dus, ne-am creat și noi relații, am făcut invitații, chiar uite, la Buzău, nu știu, e un tip Viorel Tabără, chiar am zis că am vrea să facem o drumeție până la Sărata Monteoru, să facem o alergare pe acolo de trail. La Fetești, unde am fost anul trecut la semi-maraton Fetești cu toată echipa și a fost o experiență fantastică. Da, avem multe, multe prietenii, am legat multe prietenii și cu alte grupuri de alergare. Da, dar nu vin în mod curent la noi, da, la Călăraș. Da. Dar un maraton aici la Călăraș? Să știi că am participat la semi-maraton în octombrie. Am fost cu echipa Călărașul Aleargă și ne propunem, așa ca proiect de viitor, de ce nu să facem și noi un maraton. Acum avem, de exemplu, eu anul trecut am participat și la triatlon. Am avut echipă la triatlon pe 25 mai. Și anul ăsta ne-am propus, noi oricum susținem ca și voluntari, deci chiar dacă nu participăm toți, noi întotdeauna am fost alături la toate evenimentele care s-au desfășurat în Călăraș și evenimente sportive, la prima bicicletă, la semimaraton, la triatlon, adică noi am fost prezenți cam peste tot, nu știu dacă ne-ai văzut, dar noi suntem cam peste tot unde este mișcare, unde este alergare, suntem prezenți chiar și pentru a susține. Și nu obosiți? Nu obosim. Păi tu ne vezi că obosim? Păi asta am avem zic, energie, că nu obosim. Nu. Păi dacă ești alergător și n-ai cum să obosești, nu obosim. Dar am observat că la voi nu contează locul pe care ajungeți. Eu, spre exemplu, sunt mai ofticos, așa, mă oftic. Serios? Dacă... Da, eu de ce? Nu știu, poate sunt mai competitiv eu, dar voi am văzut că vă bucurați de moment și atât. Eu dacă chiar... e să fiți printre primii, ok, dacă nu, nu. Deci chiar ne bucurăm de moment, da. Totdeauna am alergat cu bucurie și niciodată nu m-am dus... am zis, da, dacă nu iau locul întâi sau așa, nu. M-am bucurat de fiecare pas de alergare pe care l-am făcut și întotdeauna mă trezesc dimineața, chiar mă trezesc cu, cum să spun eu, cu gândul ăsta, domnule, uite, hai să ne bucurăm de lucrurile simple. Faptul că e sănătos, că poți să faci mișcare, asta e cea mai mare bucurie, nu? Ce? Starea de sănătate, nu? După aceea că unii pot mai mult, într-adevăr, îi susținem și pe aceea, bineînțeles, să avem și oameni care alergă foarte bine. Și suntem alături de ei. Trebuie să le povestim celor care ne urmăresc că duminică la Borcea noi eram pe drumul spre finish și Adi Tunsu se întorcea pe partea cealaltă, da, terminase. Da, Adi alergă foarte și atunci eu chiar m-am ambiționat și a zis trebuie să ajung. Avem foarte mulți oameni care sunt dedicați și fac antrenamente specifice, și dar sunt și oameni ca mine, de exemplu, care eu nu sunt o persoană competitivă și doar particip, alerg de plăcere, deci chiar nu... La competiții oficiale mergeți? Bineînțeles, da. Uite, ne-am înscris acum în Gașcă Mare la Predeal Forest Run. Nu știu dacă ai fost. Nu. Dar e un eveniment deosebit. Sunt cei care organizează și Băneasa Forest Run. Anul trecut am fost împreună cu Gașca de Copii și ce crezi? Am fost cu trenul. Am fost foarte bucuroși.
Și acolo, vezi, pentru ei o experiență inedită. Ei n-au mai alergat pe munte. Adică încercăm să-i scoatem un pic din tehnologie, să facem și alte activități și să-i atragem către sport. Uite, unul face fotbal, unul face handbal, unul chiar atletism. Uh-huh. Uite, chiar ieri am vorbit cu o prietenă de-a mea, mi-a zis, uite, băiatul meu vrea să facă atletism. Faptul că ea aleargă este un model pentru fiul ei. Și el vrea să facă sport. Vezi, pentru asta alergăm. Tocmai pentru a face mișcarea contagioasă, știi? Asta apropo de copii, că îi țineți acolo în priză și îi văd foarte implicați. Îi ținem, da, ce, e mai aveți ce îi atrage? Îi atrage echipa. Puterea exemplului? Puterea exemplului, da. Clar puterea exemplului. Îți dai seama că eu când mă trezesc dimineața în weekend și mami ia zi, te duci la alergare, adică până acum, acum ceva timp, îmi spunea, iar te duci la alergare, acum s-a obișnuit, s-a creat un obicei și acum eu sunt încerc să fiu model pentru ei, știi? Și ei, la rândul lor, contaminează și alți copii, adică văd în jurul lor, uite, Robert face fotbal, hai să vedem, mai este un băiețel prin parc, hai și tu la fotbal, hai și tu să faci, să știi că eu întotdeauna și în parc, când stau în parc și văd copii care stau pe telefoane, sau bine, eu am o problemă cu telefoane, așa, le spun, hai, uite, ia și tu o mingiuță și hai să ne jucăm, să știi că sunt receptiv și chiar își doresc să facă mișcare, adică trebuie să-i scoatem un pic din casă, din tehnologie, știi, și... Pe ai tăi a fost greu să-i scoți din rutina asta? Să știi că eu o vedeam pe fiimea la atletism. Pentru că eu am făcut atletism, știi cum e, vrei și tu copilul să-ți duci tot la atletism, știi? Este o înaltă și chiar, mă rog, ea a zis că nu vrea handbal, vrea sport de echipă. Și atunci am încurajat-o să meargă la handbal, știi? Nu a fost greu. Face handbal de la 7 ani și jumătate, acum are aproape 13. Pe băiețelul meu, am încercat, îi spuneam, ia zi, unde te duc eu? Deci mi-am zis, tu trebuie să, adică trebuie să faci sport, să vă mișcă, nu neapărat să faci de performanță, dar trebuie să te miști, știi? Ea a fost la karat, nu i-a plăcut. I-am zis, uite, te duc la, nu știu, la not, nu vreau la, până la urmă fotbalul l-a dat pe spate. Deci e îndrăgostit. Sunt și mai mulți acolo. E îndrăgostit echipă, de fotbal, da, el se declară Ramos. E îndrăgostit de fotbal și acum când se trezește mă întreabă ce zi este astăzi, am fotbal, am antrenament, deci gata, e îndrăgostit iremediabil de fotbal. Dar unii părinți se mulțumesc cu faptul că ai lor copiii sunt mai, stau mai mult în casă, că nu prea au timp să ocupe de ei. De ce e îndemnat să-i ducă la sport? Să știi că copiii petrec foarte mult timp pe telefon, uite și ai mei, adică nu zic că ai mei, vai, fac sport și așa. Dar întotdeauna dacă poți să limitezi timpul petrecut pe telefon sau, nu știu, să încercăm să-i scoatem un pic din casă, practice activități în aer liber, nu neapărat alergare sau... Uite, eu întotdeauna, nu știu, dacă ai observat la Borcea, aveam o minge. Da. Am fost la sora mea în Italia, doar cu bagaj de mână și ce crezi că mi-am pus în bagaj? O mingiuță. De ce? Pentru că... Ei se plictisesc foarte repede. Asta-s vremurile, astea-s generațiile, adică se concentrează cu greu asupra unei sarcini mult timp, știi? Și atunci ce facem? Îi ținem ocupați. Cu o mingiuță, crede-mă că salvezi 2 ore de mami, ce fac? Mami, m-am plictisit. Și am jucat fotbal, am jucat volei, adică am făcut mișcare, știi? Foarte multe mișcare. Da. Și aveți și foarte multe acțiuni caritabile, cum ai spus și tu. Da. Ce v-a motivat să vă implicați aici? Păi, totul a pornit de la evenimentul de anul trecut, Autism 24 de ore, știi? Noi avem pe Ana, care era cu noi aici, care este educator la școala specială numărul 1 și noi ne alintăm Babe, știi? Și mi-a zis, Babe, ce ar fi să facem și noi la Călăraș, uite, pentru copiii noștri de la școală, Să facem și noi același lucru pe care îl facem aici. Adică noi am strâns donații pentru copii de la Centrul de Autism Marea Neagră. Și am zis, de ce nu? Prin martie ne-am gândit, hai, acum e momentul, știi? Am vorbit și cu doamna director, care ne-a susținut în inițiativă, că ne-a văzut și a văzut că ne dorim să facem lucrul ăsta. Și am zis, da. Și am început proiectul Aduc și eu un zâmbet. Un proiect de suflet, pentru că Ana este alergătoarea noastră dragă și, adică, practic, pentru mine fiecare om din comunitatea asta are un loc special în sufletul meu, știi? De la fiecare am învățat câte ceva. Și
Am pornit proiectul Aduc și eu un zâmbet și ne-am propus să strângem bănuți pentru 45 de copii, 45 de copii care și-au manifestat intenția de a merge, pentru a pleca o zi la munte. Suma necesară, am estimat o valoare pentru fiecare copil, 380 de lei pentru fiecare copil. Acum fiecare, îți dai seama, fiecare poate dona 10 lei, 1 leu, am avut 8 lei, adică nu... Fiecare donație este binevenită. Noi pe pagina Călărașul Aleargă avem fixat mesajul acesta cu proiectul. Acolo este și contul și cred că am venit la voi, avem și pe pagina, noastră. Da? Și noi fiecare zi, alergătorii noștri, în limita timpului disponibil, aleargă și își pun hashtag Aduc și eu un zâmbet și... chiar încurajez persoanele care vor să facă mișcare, să alătură proiectului, să, nu știu, astăzi, de exemplu, te-ai plimbat cu copilul în parc. Hashtag Aduc și eu un zâmbet și fii alături de noi în proiectul ăsta. Până când frumos. Mai putem dona? Păi copiii vor pleca pe 15 mai. Noi am zis măcar înainte cu o săptămână să avem bănuții, să vedem dacă avem, dar eu sunt optimistă, sunt convinsă că îi vom strânge. Și nu vă opriți aici? Săptămâna viitoare plecați la Galați, la un alt eveniment caritabil. Da. Acolo ce va fi? De echipa de la Galați s-a ocupat Adi. Acolo va fi Ultramaraton Galați, ediția a patra, tot pentru copii cu autism. Ți-am zis, acolo este o doamnă pe care eu cel puțin și colegii noștri, noi o admirăm foarte mult, Nicoleta, care în jurul ei a creat, ți-am zis, această asociație și... noi, cunoscând-o, ne-am hotărât, hai să mergem să o ajutăm, să o sprijinim în această inițiativă. Banii strânși de la echipe vor merge către asociații. Am mai avut și noi aici la Canal Sud câteva cazuri de astea sociale și pe mine unul m-au cam marcat așa. Da? Pe voi vă bântuie? Că bănuiesc că vedeți destul de mulți copii necăjiți. Să știi că, uite, la școala specială prima dată i-am cunoscut pe copii când am fost să plantez. Aveam niște puieți de pom fructifer și am întrebat pe Ana, eu cu Ana colaborez, Ana, ce zici, vin la voi la... Da. Am o relație foarte bună cu copiii de acolo și sunt copiii noștri speciali, sunt copiii noștri, îi privesc ca pe copiii noștri și totdeauna am încercat să le aduc un zâmbet. Știi, am participat la acțiunile lor de câte ori am putut, chiar acum am avut o acțiune, 4x4 pentru prieteni, unde am amenajat un spațiu, nu știu, știi la școala specială, știu, numărul, da? Am amenajat un spațiu pentru de recreere și pentru activitățile în aer liber cu pălării. Și mulți copii, pentru că până la urmă asta trebuie să învățăm pe copii, să fie toleranți, să accepte și pe cei diferiți, știi, față de ei. Adică au venit mulți elevi cu pălării. Da? Și le-au donat pentru a crea acest spațiu frumos pentru copiii de la școala specială. Asta e un lucru bun. Îi învățăm pe copii să fie voluntari, învățăm ce înseamnă toleranța, ce înseamnă acceptarea unor copii un pic diferiți, adică sunt copiii noștri. Copiilor din grupul vostru le plac acțiunile de voluntariat? Bineînțeles, da. Chiar ne întreabă. Bine, fiimea, acum fiind mai mare, mă întreabă cine mai merge, știi? Da. Sunt foarte implicați și, ținem, fiind părinții acolo, probabil că și asta are o mare greutate în decizia lor, știi? Da. Mai aveți timpul liber sau timpul vostru liber înseamnă alergat? Să știi că timpul nostru liber înseamnă alergat. Eu când am timp liber, ce crezi că fac? Îmi iau Adidas și mă duc să fac o alergare, știi? Asta mă bucură pe mine. Și nu numai asta. Dai seama că mai avem și alte activități, dar asta mi-aduce o mare bucurie, da. Este parte din rutina mea de viață. Mai ales că ai și familia alături de tine. Da, chiar am zis, dacă și soțul meu s-a apucat de alergare, îți dai seama. El nu alergă? Încă nu. Trebuie să-l convingi. Încă nu, dar și-a propus așa, zice, gata, mă apuc și eu de alergare. Îți dai seama, când ne vede pe noi toți. Eu sunt numai cu Veronica are meciuri, acum Roberto o să aibă și el meciuri, eu am deplasări, el... Na, trebuie să-și găsească și el un domeniu. Da, 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 da.
Doina, am ajuns la final. Îți mulțumesc pentru... Da, au trecut 30 de minute. Ah, deci eu aș vorbi într-una. Lasă că ne mai găsim cu altă ocazie. Îți mulțumesc pentru prezență. Vă urăm succes la Galați, că aveți alergat mult de tot. Să depășești aia 71 de kilometri. Mulțumesc mult de tot și ți-am zis, în spatele meu este o echipă fantastică. Eu, mie îmi pare rău că nu pot să-i aduc aici. O să facem cumva să-i aducem. Da, te așteptăm pe tine la noi, știi? Le mulțumesc tuturor pentru că sunt aproape de mine și ți-am zis, sunt grozavi. Mulțumesc din nou. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit și astăzi și ne dăm întâlnire data viitoare. La revedere!